Bun găsit la o nouă ediție Justiție TV! Astăzi vă prezentăm cea de-a doua parte din interviul cu Ion Clămparu. Ați urmărit copilăria acestuia, povestea înființării clanului Clămparu și cum se câștigau bani din proxenetism, jafuri și tranzacții economice. Tot aici ați aflat cum Ion Clămparu a fugit de închisoare și cum se ferea să nu fie prins, deși chipul său era prezentat în buletinele de știri din Europa. Încarcerat în penitenciarul Aiud, unde execută o pedeapsă de 25 de ani de închisoare, Ion Clămparu povestește cum a luat decizia să se predea și ce a văzut în închisorile din Spania și România. Susține că este împăcat cu ideea că își poate încheia călătoria vieții în spatele gratilor și că s-a resemnat la gândul că soția își va reface viața cu altcineva. Urmăriți câteva secvențe din ediția anterioară, urmate de partea a doua a interviului. Am trecut prin Fordul 13 și aveam doar 19 ani. Am trecut prin niște locuri și am văzut niște chestii în care am pierdut simțurile. Adică era o răfuială între mai multe cluburi. Nu, da, sigur că da. Și dumneavoastră ați început ca un fel de bodyguard, protecție pentru pe comandă. Protecție, da, dar bodyguard nu. Că de la bodyguard nu se câștiga o sumă care nu mă interesa. Am vrut din ce în ce mai mult în sensul de a conduce un lucru care s-a dovedit atât de găunos. Și când a venit să fac plata, ca să spun așa, am plătit și pentru cele nefăcute, doar pentru că am vrut un nume să fie undeva pus, știu până unde să înalți el. A fost jurnalist care a adus niște ziare și l-a arătat pe domnul Botoș într-o poză, procurorul general. Clămparu a plătit 1,5 milioane ca să-l... Ok. Erați și patron și angajat? Patron era... între ghilimele? Ei erau patron, noi treceam, luam banii și ei rămâneau cu activitatea lor și cu treburile lor. Am înțeles. O prestare de servicii. Da, o prestare de servicii care m-a calicit de tot. Deci proxenetism, da. Da. Pe alocuri, efectuat de alții, cum ar veni, sub tutela noastră, da. Sub coordonarea noastră. Da. Pe proxenetism s-a construit Ion Clămparu. Da. Droguri nu? Nu. Nu cocaină? Nu. Nu substanțe? Sub nicio formă. Sub nicio formă. Sub nicio formă. De fapt, era chiar în perioada în care n-aveați deloc vicii, când vă acuzau de droguri. Așa? Bine că nu trebuie să faci droguri ca să ai vicii. Viciul e banul și atunci putea să justifice. Nu-i justificare că n-aveam vicii. Este că n-au făcut așa ceva și ei, cum să spun, vedeți dumneavoastră cât de puțin a rămas informația asta cu drogul? Pentru că dacă l-avea detailat într-un fel, dacă mă implica pe mine în vreo... Era în prim plan. Păi sigur că da. Erați. Dar acolo ce să dai? Aici dădea cluburile unde arăta 300 de fete pe străzi sau pe în cluburi și punea o poză de mea într-un colț. Și era de ajuns ca să facă... Alte infracțiuni. Acte de violență. La femei. Nu. Ați bătut vreo femeie? Niciodată. Niciodată. Eu n-am avut, după cum v-am spus, nu-i poți să bați o femeie ca să nu vină în instanță să te denunțe. Au făcut pe toate canalele, premergător, procesului, veniți, declarați, care v-a bătut, care v-a făcut... Deci, n-am avut nicio reclamație. V-am spus, 5 reclamații, 3 nu s-a prezentat, una m-a apărat și una a spus că de frica mea a avortat. Deci că i-am dat o palmă și de frica mea a avortat. Deci, haideți să vă spun un lucru. Era o bandă, o grupare, care tatuau fetele. Cu datoria pe care... Nu știu, nu cu... Le făceau un cum se spune, un cod de bară. Văd la televizor. Eu eram plecat, fugit de mult. A căutat să asocieze chestiunea aia tot cu mine. Pentru că totul ce era mai monstruos, mai rău, mai voia să bage asupra mea, să justifice într-un fel. Am avut 4 ani cât am stat în Spania, în fiecare săptămână, la echipa de investigație, program cu mine. Deci mă cunoșteau și câinii după stradă. Program cu mine de la
10, la, de la 22-30 la 12. Aole 24. Și dădea și spuneau specialiștii, mă, dar n-are chestiunea. Poate altele. Dar ce spune el cu miile de femei, cu bătăile, cu tatuajele, ce spunea mulți? Nu există pe ce l-a condamnat pe omul ăsta. Și nu de ai noștri. Vorbim de sociologi, de criminologi, de știu eu, magistrați și așa mai departe. Cine participau la talk show-urile respective. Iar ei au căutat să asocieze tot ce se putea. Deci un proces al o persoană. Vedeți la televizor undeva manipularea câtă idee? Și am să vă spun unii este manipularea în faza aia. O persoană era bătută, o fată. Și fața celui care o bătea era buriată. Da. Burlată, cum se spune? Da, da. Burlată. Așa, burlată, da. Și o poză de-a mea în stânga. Păi dacă nu-l pui pe ăla care bate persoana și pui o poză de-a mea în stânga, de ce? Ca să transmiți că acea persoană este bătută de mine. Deci, vedeți, nu mi-a spus că era dosarul, nu știu dacă a studiat, dar aveți posibilitatea să studiați. Și ar fi venit să spun, dar domnule, cadru, tipa era blondă? M-a bătut pe mine, nu mai țin minte că... Da. În fine, chestiunea cu Palma de Mallorca, cu oamenii legați sau de copaci, câinii pitbull îi mânca de picioare să scurgea sângele. Din fericire pentru mine, au ținut bine minte casa, rezidența mea acolo, și când s-au dus, n-au găsit. Pentru că dacă sângele se scurge, cu aparatura care s-a dus, s-a pus problema. Există, cât există la sută, că așa se discută acolo, nu ca aici. Nu ca aici. Nu, în multe cazuri ca aici, ca să spun, ca să nu generalizez. În cât procent e posibil ca să nu se mai găsească nimic după timpul ăsta și ăsta? Zero. Deci trebuiau să găsească sângele scurs, cum se ia de ADN-uri, treburi și așa mai departe, cu aparatura de ultima generație care s-au dus acolo. Că de asta m-a și absolvit de chestia aia. Păi și ce au spus când n-au găsit? N-au găsit. Deci a fost o declarație a unei persoane mincinoase, o declarație mincinoasă care să-mi facă rău. Ce poți să spui la cineva care eu spun că în geanta aia este nu știu ce și când se face controlul nu este? Că sunt un mincinos, altceva ce se poate spune? Pentru că aici n-a fost chestiune că am ascuns. Adică a fost pe masă lucrul, l-am luat, l-am ascuns. Și dacă ar fi venit mai repede, l-ar fi găsit. Nu, acolo pământul l-a fost. Nu l-am dus acasă, n-am escavat eu vreo 20 de metri. Nu au fost persoane din anturajul nostru apropiate care să fi fost ele... sămânța acestui mit despre Ion Clămparu? Se vorbea despre tabloul cu liderul mafiei deasupra capului când vă puneați la somn, nu? Și vă portretiza ca un viitor lider de mafie. Tocmai ce am spus, că îmbătarea asta a mea de putere, viața care o trăiam atunci, mi-a adus foarte multe dezavantaje, gratuite. Pentru că dacă vrei să faci bani, faci bani în anonimat și nu cu așa ceva. Banii strig pe stradă după tine să-i culegi, să-i pui în buzunar. Câți oameni nu vinzi, cumperi pământuri, case, faci capre, varză, usturoi, din orice poți să vinzi să faci legal. De ce să faci chestiunile astea? V-am spus, eu am venit dintr-un mediu și unde eram într-o situație în care nu mai aparțineam a nimănui. Aveam pe mama bolnavă și persoana mea. Mă uitam la ea așa în casă și mă uitam la mine cu cerințele mele, cu ce voiam eu și ce gândeam eu și ce aia și am spus plec. Dar ce-ați vrut? Puteam să aștept să ia mama mea pensia, să-mi dea mie să mănânc? Vedeți, dumneavoastră, este foarte greu. Și lucrurile astea nu se înțeleg în societate. Îl ții pe un om 10 ani și-l arunci în stradă să facă ce? Dacă aș fi avut ajutorul fratelui, și că nu trebuia decât să leg o normalitate.
să înceapă normalitatea firescu să mă prindă în el. Da? Și te duce pe drumul... În legătură de lumea curată. Sigur că da, sigur că da. Vin obligațiile, vin gândurile, vin dorințele, vin planurile, vin... Da? Dar când tu nu mai ai pe nimeni și pleci într-o țară străină, că am ales eu, nu mă fugă de nimeni, eu am ales, rezultatul este ăsta. Cum a decurs ziua în care v-ați predat? Din momentul în care v-ați trezit? Am avut două părți. O parte așteptându-mă să stau departe de familie, dar mi-a fost mai ușor că am ales o chestiune, eu singur am ales-o, pentru că am calculat așa, mă, va veni ziua, mai devreme sau mai târziu. Le voi face și plăcerile, că vor intra în casă peste tine și când e vorba de tine, să urcă pe tine și te pune și vei fi trofeul lor. Și vor fi copiii de față și va fi familia de față. Pentru că ei când intră într-o casă să gândesc, bă, poate găsesc o măslină, o scobitoare, o chestie, nu? Deși nu aveam, pentru că aveam copii, aveam familia, nu mai mă interesa pe mine. Dar sub protecția și sub cum să zic, sub presupunerile astea, acționa foarte dur. Și m-a ajutat că transmiteam din chestiunea de conștiință că mă voi duce unde mă duc, unde mă duc, prin a face bine familiei. Am zis, bă, îi trimit acasă, fetița o să facă 5 ani în noiembrie, o dau la grădiniță, nu știa bine limba română. Dacă avea fetița un an, nu mă predam. Și nu mai aveam băiatul. Dar fetița deja trebuia să plece la școală. Și v-am zis cu grădinița, cu colegii ei, când mi-a zis unde e cu tare și mi-am dat seama că îi distrug viața și nu am niciun drept. Recunosc că am mai avut și altă variantă. Și am zis, mă, trece acasă copiii, știu eu, 100 de lei, 200, 1000, 3000, 5000, cât eu pot să vă dau, să vă întrețin un timp, dar rup legătura. Pentru că voi când ați ajuns acasă, prin voi va ajunge la mine. Voi pleca nu din zonă, poate din continent. Și atunci a fost de acord. Decât să pleci, să nu mai știm de tine, ești viu, nu ești viu și așa mai departe, mai bine te predai, ținem legătura, scrim, venim la vizită, ne vedem, faci ce ai de făcut, plătești ce ai de plătit și dacă Dumnezeu ajută, vii acasă și ne continuăm viața. Câți ani aveți? Mai aveți de efectuat? Mai sunt. Am executat până acum în iunie, am 7 ani și 8 luni. În iunie fac 8 ani, împlinesc 8 ani. Mai am și ceva din cu 6 zile, vreo 9 luni, cred că știi, executate cu acest recurs. Deci în vară, la sfârșitul anului, m-aș apropia de 9 ani. Mai am mult de executat și acum când am să intru în partea asta la altă, să vă spun despre viața actuală, dar până am să ajung acolo, mai avem. Eu am vrut să vă întreb câți ani mai aveți de executat în ideea păi în care... Păi am 25. O să intru la 60 în comisie. Nu sunt realist, îmi asum. Sunt lucruri care... Comportament exemplar? Am să vă spun un lucru. Lucrurile astea vin contrariu vieții mele. Adică e un contrast atât de mare pentru că, să știți că nu mi-e ușor. Nu sufăr numai eu. Eram singur, mă duceam la o activitate cu cineva, cumpăram o cutie de remi, jucam toată ziua remi, nu mă interesa pentru că activitățile îți trezește niște responsabilități, te responsabilizează. Activitățile și toate chestiunile astea de cor, de biserică, de o martie, de orice, nașterea Domnului Iisus, când, da? Și vine Paștele acum, răstignirea și învierea și toate chestiunile astea când participi, atunci te face să conștientizezi... Că nu ești alături de familie. Și e foarte greu. Uitați, în locul ăsta era Bradu, după ce am colindat, am primit o vizită cu familia, cu copiii, aici în spatele dumneavoastră am stat, a fost mai multe familii.
Și mă uitam la copii, mă uitam la soție, mă uitam. Am pus câte un glob în brăduți, am pus lumine, fiecare familie. Și au fost niște chestii care, dacă îmi punea în față, bă, 100 de euro să o câștigi corect, sau 1000 altfel, alegeam 100. Dar pentru lucrurile astea, am zis, am și... N-ați avut nici oportunitatea de 100. Am, cum să zic, am... De asta lupt. O să ajung și să, poate o să mă întrebați de ce vreau eu să fac toate activitățile, de ce îmi convine partea asta la altă de viață, de ce aleg lucrul ăsta. Pentru că există temelia. Sunt două suporturi mari de care eu mă țin. Că poate vă spun sincer, m-aș plafona și aș rămâne să treacă ziua și să caut să trăiesc clipa cu ce se poate ia. Să mă apuc de fumat, să fac niște vicii, să joc o carte, o reme, o cutare. Nu. Eu am temelia. Și temelia pe care să construiesc în jurul ei se numește familia, dar spune prima dată credința în Dumnezeu, că El e Creatorul, și a doua, familia. Iar acești doi piloni de care eu m-am prins și nu vreau să-i slăbesc, mă ajută foarte mult. Deci v-ați predat? Ați ajuns de partea cealaltă, de partea reflectoarelor, ați fost filmat atunci, da, când fost filmat, într-o dubă, într-o secție. N-ați văzut la cameră, în spatele cortinii s-au petrecut lucruri urâte pentru o țară. Când v-ați predat? Da, sigur, pentru o țară, nu vrea să mă primească, îmi trimitea avocatul să-mi cumpere nu știu ce, ca ei să mă prindă, să spună că m-au prins ei, nu voiau să accepte că eu m-am predat. Au venit foarte mulți în coloană, veneau să mă vadă și făceau din cap Juan. În fine. După aia au făcut chestiuni... Nu le-a convenit că v-ați deloc, prădat? Absolut. Păi au pierdut 3 milioane și 800 de euro care le plătea Interpolul dacă mă prindeau. Recompensa. Și trofeul lor, că aia a fost de ei și în ultimă, ei nu voiau să mă lase să plec de acolo. Dar nu vorbesc de cadre, de sistemul penitenciar. O să vă spun și de sistemul penitenciar. Pe acolo, ce ai făcut afară, ai făcut afară. Când ai venit înăuntru, s-a terminat. Acolo nu are putere, cea mai mare putere, mai bine spus, departamentul educațional. Acolo paza asigură exteriorul și interiorul cât mai larg pentru a se desfășura activități. De-aia o recuperare 65-70%. Pentru că dar exteriorul este păzit. Camerele filmat peste tot automat, totul, da? Dar departamentul educațional hotărăște. Când acolo un psiholog și cu educatorul și spune că gata, ești pregătit pentru libertate, te duci acasă. Dar când îți dă că ești pregătit, ești pregătit. Din punctul lor de vedere. Că sunt... Vreți să spuneți ca o rată mai mică de recidiviști? Da, foarte mult. Și totuși, o închisoare e tot o închisoare. Dumneavoastră, cum v-ați manifestat în primele 3 luni de parte de soție, în primul an? Păi, vedeți dumneavoastră, comodinul ăsta, eu l-am ținut lângă mine și l-am folosit în toate împrejurările. L-am folosit când mi-a venit greu. Că e greu să lași sauna, să lași jacuzzile și să lași condițiile și, nu? Să stai într-un pat micuț și așa. Într-o celulă singur, m-a ținut 1 an și 8 luni. Singur? Singur, într-un regim special. Au văzut oameni că ceea ce eu fac și cum mă comport, și de aia vă spun, când am primit de la domnul psiholog și domnul educator Carlos de acolo, Verde, păi nu s-a mai pus problema. Că o fi, că nu o fi, că stai că se mai dau și eu de la mine încă 2 ani sau 1 an. Nu. Pentru că acolo spune că când îți faci și el consideră că tu ești pe un drum, și dacă te ține peste și tu simți lucrul ăsta, te dă înapoi. Pierzi încrederea? Adică îți pierzi speranța. Nu mai crezi că se poate și cu tine face ceva. Și credeți-mă că iar am de luat în seamă acolo, în penitenciar. V-ați adunat? Chiar dacă erați singur, gândurile, dorul... Păi, v-am spus... Ca să puteți să treceți atât de bine peste... Am transferat durerea mea, greutățile mele, pe umerii copiilor, pe umerii familiei, adică le-am dat lor, le-am făcut lor un bine,
dacă pot să spun, că ce vină avea fetița mea să nu facă grădinița în țara ei, să nu suport din țară în țară, să piardă școala, acum este numai cu 10 premiantă și pentru olimpiadă la tehnologie și un copil care a venit și a stat aici pe bancă și îi spunea și doamna Adriana de la reeducare cât e de sensibil, fără să vorbească, numai când te uiți la el. Cum puteam eu să distrug viitorul acestui copil? Și atunci m-am alimentat cu chestiunea asta, mi-a fost foarte greu și să mănânc, pentru că eu nu mâncam la sala de mese. Că v-am spus, am fost o persoană care mi-a spus, bă, până nu poți să-mi faci tot, până nu mă convingi tu pe mine. Și m-a trecut pas cu pas, mâncam singur în cameră. Într-o curte singur, totul era din sticlă și eram văzut de dimineață până seara. Mama a avut și norocul să mă pună, dacă pot să spun așa între ghilimele, că m-a pus și cu Al-Qaeda și cu pirații aia, somalezii aia care atăcau bărcile pe mare. M-am uitat la ei puțin. Mă cunoșteau deja, că v-am spus, televizoarele, ziarele și toate alea. Ei aveau treaba lor. Ăla era cu preșul lui, se ruga într-o parte, ăla cu tare. Și s-a întâmplat o chestiune acolo, când în Franța, într-o școală evreiască, au intrat, au omorât și niște militari. Da, două fetițe și pe profesor și au omorât și un militar. Era Sarkozy, președinte. Și îi spun lui ăla, m-am băgat eu în seamă, i-am spus, mă, dar totuși, copii, totuși, noi avem dreptul să omorâm, că așa spune Coranul. Și am prins așa față de el o chestiune și a venit educatorul și a zis, bă, rog frumos să mă mutați, pentru că eu nu pot suport persoana asta, uitați asta, 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 asta. Nu vă venea să credeți? Păi, nu că nu venea să cred. Nu puteam să-l suport. Când am văzut că el spune că să omoare un copil e dreptul lui, adică e normal să facă lucrul ăsta. Eu având doi copii acasă, nu? M-am mutat pentru că s-a uitat tipul în foi pe acolo și a spus, bă, dacă omul a spus să-l mut, hai să-l mut, că poate, na, ajunge la ceartă, m-am mutat. Și de cine ați dat? Poftim? De cine ați dat? Normal. Am intrat într-un alt modul. Români, nu? Nu, sunt exclus. Am participat la activități, m-a scos, am început să vină scrisorile de acasă, pozele cu copiii, telefoane, chestii de genul ăsta și oamenii au ajuns în final la rezultatul, domnule, mergeți în colectiv. M-a trimis în colectiv. Când am ajuns în colectiv, vedeți dumneavoastră mentalitatea, că să știți, la noi nu e așa mare problemă. E o problemă și construcția, că nu e făcută, e de 100 de ani. Sunt penitenciari care au 100 și ceva de ani. Ce să le faci? Așa au fost proiectate, așa au fost... Dar mentalitatea este o mare problemă. Pentru că acolo când a intrat înăuntru, cum 140 de deținuți într-un modul. Chestiunea este că deținuții de la noi de aici sunt mult mai ușor, adică mult mai cooperativ și mai cu minți, ca să mă exprim așa, decât ceilalți, pentru că acolo e mama drogului. Și acolo vin în sevraj, acolo e problema mare de tot, adică intră în faza nebuniei, sigur că da. Dar am avut norocul și am avut parte de un domn de la reeducare, un domn psiholog, și primul lucru care mi-a spus ăsta, mă, Juan, i-am zis că nu pot. Tot ce ai în cameră, interzis, dă afară. Nu-ți fac control acum. Și am stat și m-am gândit la chestia aia. A trecut vreo două zile, când eram în colectiv vorbesc, și am dat afară, pentru că trăiam într-un stres. Vineau cu câinii, vineau, controlau, făceau, da? Și am văzut schimbarea aia în mine. Adică, că era 3 dimineață, că era nu știu ce, că veneau în controle, că făceau ce făceau pe secție, pe mine nu mă interesa. De ce? Nu aveam nimic în cameră. Aia a fost alt comodin care eu l-am luat și m-a ajutat enorm să-mi treacă zilele mult mai repede. Psihologic vorbind, cu cât ai mai puține lucruri, cu atât ești mai liber. Adică cu cât n-ai grija la niște chestii. Și uitați că am executat acolo 4 ani,
Oamenii, și când am plecat, a venit directorul de la Pontevedra, din Galicia, și mi-a spus: Juan, de ce pleci în România? Controlam tot, cum să spun, tot, echipele de servire. Curățenie, masă și așa mai departe. Și am zis: domnule, plec pentru că am copii acolo. Și mi-a spus: tu știi unde pleci, de ce nu rămâi? Ei deja știau ce e. Și n-am vrut să rămân. Bine, nu e așa cum spune ei. Pentru că am ajuns în țară, într-adevăr. Am reușit, am ajuns în țară, mi-a ajutat Dumnezeu, mi-am îmbrățișat mama, că și pentru ea am venit, că e bolnavă, și am zis: bă, dacă tot m-am predat, măcar să mă despar de ea, mulțumesc Dumnezeu că trăiește încă. Dar este foarte bolnavă, da? Au venit copiii la Beciu Domnesc. Vă dați seama, când am intrat în vestitul Beciu Domnesc, ce am găsit acolo? De unde veneam eu și unde m-am trezit? Grav. Dar atât vreau să spun, dezastru. Și mă opresc aici. Plec de acolo, am ajuns la Rahova, am ajuns la Iași și, o să scurtez, am ajuns la penitenciarul Aiud. Acum, la penitenciarul Aiud am ajuns pe 7 septembrie 2016. Am să pun în două categorii. Trecutul și prezentul. Sunt sincer bucuros că dau interviul ăsta acum și nu-l dau în august. Nu e diferență mare. Sunt câteva luni în spate. Pentru că am întâmpinat unele chestiuni rele. Nu puteam să mă adaptez. Nu puteam, aici. Nu aici. Ideea că eu trebuie să abandonez lupta mea care o am. Că eu trebuie să pășesc partea aia la altă. Că vedeam și mă întorceam într-un loc în care nu mi-e deloc străin. Și am zis: bă, nu se poate. Indiferent că o să fiu perceput greșit, la un moment dat își va da seama cineva că, domnule, omul ăsta vrea să participe la activități pentru că el consideră că se prindă el. Nu știu cât, dar eu simt că pe cum înainte și fiecare activitate care o fac mă ajută. Am făcut în penitenciarul Aiud cu domnul Badare un mare profesional, adică un om de excepție. Cum se spune că sunt preoți, martiri care sunt aici, Aiudul este socotit, calvarul Aiudului, da? Este un pământ sfânt de la Dumnezeu, că aici au murit mulți oameni pe timpul comuniștilor, au fost persecutați. Așa, acest om poate fi numit cu un vocație din naștere să facă această meserie. Psihologul, domnul psiholog Badale Florin, m-a primit într-o activitate de minorarea furiei. Am intrat acolo în ea, am început să discutăm, să... Eu venim totuși cu un bagaj cât de mic din Spania. De la activitățile de acolo. Sigur că da. Degradându-mă un pic în timpul din România. Pentru că chestiunile astea, când vezi unele lucruri care nu sunt explicat, adică nu au logică, vezi că sunt contra ta, ești cetățean român, ești român, da? Te vei întoarce, dacă vei ajunge să mai trăiești până atunci, în societate. Înapoi, nu? Și am făcut activitatea aia de 3 luni de zile. M-a ajutat foarte mult. Erați furios? Foarte curios. Foarte curios, pentru că preda în așa fel și dădea exemplele și punea lucruri în așa fel, o calmitate, o... Și nu vă spun, în timpul cursului, sunt care arunc, nu mai voiau, că mâine nu mai ieși, că fac, de regă. Omul controla cu atâta măestrie programul și predarea, încât te făcea ca tu să înțelegi că ai nevoie de chestiunile astea. Fac alea 3 luni de diminuarea furiei și, printr-un alt noroc, sincer să fiu, m-am implicat cu o hârtie, chiar o cum se spune, o cerere, mi-am exprimat nemulțumirea că nu sunt primit în altă activitate și am mai făcut a doua parte a diminuarea furiei, tot cu domnul Badare. Încă 3 luni. Și cu 3 să fac 6. Și cum, ce te determină să-ți faci alegerile
în viață, am mai făcut o lună. Deci am vreo 7 luni la care eu am participat cu domnul Badale și m-a ajutat enorm de mult. Dar nu numai dumnealui. Domnul educator, activitățile care le-am făcut, biserica, pentru că biserica are un rol foarte o putere asupra omului care crede în Dumnezeu. După ce am terminat activitatea cu domnul Florin Badale, Diminuarea furiei, în care am învățat lucruri de folos pentru toată viața. Mă găseam în programele alea ca și cum cineva a stat lângă mine în viața de zi cu zi și știe problemele mele. De asta oamenii de sociologii și cine fac programele astea de la București și le trimite, știu că pot fi aplicate pentru oameni. Dar la Rahova, la Iași sau în Beciul Domnesc, n-ați nu vreau la așa ce ceva. Beci Domnesc? Păi acolo era grădină zoologică. Chestiunea e că n-aș vrea să vorbesc de celelalte penitenciare, că, cum v-am spus, vreau să fiu cât se poate de constructiv. Am făcut o comparație în prezent și trecut. Că v-am zis, dacă în august aș fi dat o declarație, aș fi spus niște chestiuni cât se poate de adevărate. Nu vreau să le spun de ce. Pentru că am ajuns în partea în care lucrurile funcționează, e ok, și atunci interesul meu este ca eu să particip la aceste activități, să am o continuitate și să văd rezultatele care reiesă din toate chestiunile astea. Referitor la mine ca om, comportament, dorințele mele, emoțiile mele, gânduri, familie, copii și toate lucrurile astea. Pentru că am să-l citesc tot pe un domn clasic în viață, care lucrează în acest penitenciar, a spus că dă în mine ca în sac, eu tot mai drag mă fac. Deci chestiunea este că Măciuca nu face niciodată nimic. Departamentul educațional ar trebui lăsat, din punctul meu de vedere, un pic mai, să-i se permită mai mult să se implice în viața deținutului. Ce știu eu despre dumneavoastră zvonuri în momentul în care ați fost încarcerat aici în România ar fi că au existat momente în care ați fost operat și da, v-ați întors în penitenciar și ați fost oarecum supus unei batjocori din partea ofițerilor, pus într-o cameră rece, ca să suferiți, să vă doară, să nu vă faceți recuperarea, că ați asistat la anumite abuzuri comise de anumiți ofițeri de penitenciar pe deținuți care nu aveau îndeplină facultate mentală, drept de decizie, cum ar fi, o să vă dau un exemplu, am citit, să-l pună pe un deținut să-și taie degetul pentru o țigară. Eu mă gândesc că în august mi-ați fi discutat despre momentele în care ați fost batjocorit dumneavoastră și alți colegi. Se vede că sunteți jurnalist, dar eu am să vă răspund cât se poate de corect și cu sinceritate. Am fost în 21 noiembrie, când am primit fetița mea 10 anișori, operat la București, la un spital civil, la rinichiul drept. Am fost operat, am stat acolo câteva zile, am venit înapoi. Am fost pus într-o cameră rece. Am fost pus în camera mea. Am fost pus în camera cum stăteau fiecare deținut. E un program de căldură, îl dădea dimineața. Îl dădea seara. Nu era un regim de spital. În spitalul unde am fost, era o căldură toată ziua. Nu e că m-a pus pe mine într-o cameră, de asta spun că sunt două părți. Pentru că și alea au efect negativ asupra omului. Domnule, este iarnă, este frig, nu e corect ca să fie un pic de căldură. Dar nu mie. Atât era programat, atât căldură să dădea, după chestiunile alea. Pentru că operația la rinichi e o mare problemă, frigul e dușmanul numărul unu. Da? Aveam o sondă, mă urinam sânge, am trecut pe niște faze destul de grele, o lună de zile, până m-am dus și mi-a scos sonda și așa mai departe. Dar, vedeți dumneavoastră,
După deci ce... Nu a fost nimic intenționat, nimic voit. Din punctul meu de vedere, nimic intenționat. De ce? Pentru că camera de lângă mine era la fel, camera de lângă mine era... Dacă m-ar luat pe mine și m-ar fi dus într-un loc izolat, singur, de acord. Vreau să spun altă chestiune. Am ieșit la domnul director și am spus, domnule, sunt bolnav. Ei, lucrurile s-au îmbunătățit. Deci lucrurile s-au îmbunătățit, director fiind domnul Itu. Da? Atât cât s-a putut, pentru că eu aș fi vrut să am căldură toată ziua. La un frig de minus două cifre, într-o iarnă, un om operat vrea căldură. Mulțumesc. Da? Dar sunt niște programe, sunt niște chestii. Pot să spun că a fost foarte puțin, iar după ce am discutat cu domnul director, s-a îmbunătățit. Vedeți dumneavoastră, și clădirea contează foarte mult. Că dacă ai o clădire în care dai căldura și căldura aia stă înăuntru, este una. Dar dacă vâjie peste tot, intră frigul imediat. Și alte acte de violență cu alți deținuți? Conflicte între gardieni și deținuți? Nedreptăți asupra deținuților? Nu știu de ce am înțeles că erați considerat un fel de avocat al lor în multe cazuri. I-ați îndrumat pe unii să se adreseze justiția? Au existat plângeri penale pentru abuzuri? Am să răspund la întrebarea asta în felul următor. Dacă pun în balanță întrebarea dumneavoastră și prezentul cum se desfășoară, nu cu mine, că să știți că programele astea care se desfășoară acum nu se desfășoară doar cu persoana mea, și cum sunt lucrurile în momentul de față, aleg să rămân să spun că a fost un trecut urât și vorbim de un prezent constructiv. Iar cine va vedea acest interviu va analiza și va gândi și se va convinge că sunt un om pentru construcție, pentru progres. Și că unele lucruri le dați uitării. Le dau uitării pentru că, cum să zic, nu știu dacă le dau uitării, dacă nu le dau uitării. Mă interesează prezentul, să merg pe el, pentru că dacă eu aș discuta acum o chestiune și ar ajuta, dar nu ajută la nimic. Bine, acum în ziar dumneavoastră sunteți fel convinse sau pe unde s-au pus niște știri că sunt... Alte de desubt. Nu, că sunt înflorite. Există un sâmbure de adevăr, dar în ziar l-a omorât, l-a tăiat, i-a scos ochiul, a venit ofițierul, i-a scos ochiul. Așa ceva nu s-a întâmplat aici. Nu s-a întâmplat, sigur că nu s-a întâmplat. Dar chestiuni care dumneavoastră m-ați întrebat, eu prefer să vorbesc despre lucrurile așa prezente, vă spun, și mi-asum când spun lucrurile astea, nu sunt un om, cum să spun, mincinos, cine mă cunoaște pupi în curis sub nicio formă și spun lucrurile cum sunt în realitate. Dacă tot suntem la prezent, cum vi se pare că e definit românul proxenet astăzi? Sau există vreo diferență între cum se desfășurau poate activitățile infracționale, dar din ce îmi spuneți dumneavoastră, mai mult pentru infractorii de atunci era o luptă pentru viață. Astăzi nu cred că mai este cazul să o numești așa. Am înțeles. Nu? Nu era luptă pentru viață. Așa m-am nimerit eu, așa s-a nimerit cazul meu. Situația mea haotică, scăpat de undeva și nu aveam niciun orizont. Chestiunea este că proxenetul. Sunt infracțiuni care le face... Se practică, au devenit chiar o modă, se practică și eu sincer să spun nu le-aș da nicio definiție pentru că nu mă mai interesează. Sub nicio formă. Mă interesează familia mea, mă interesează chiar dacă n-am să mai mă eliberez de aici. Există și posibilitatea asta să închei călătoria aici. Credeți asta? Se poate. Să știți că m-am gândit de multe ori la lucrul ăsta, vine 60 de ani, până o să intru la comisie, am 50, mai sunt 10 ani, în fine. Am ceva probleme de sănătate. Oricum, eu lupt pentru o chestiune, lupt pentru ce am promis copilei mele, că mi-a spus, tate, la școală, îmi spune că ai făcut și ai de rest și cu tare. Și azi, mă, tată, ce pot să spun eu ție?
După ce te-ai născut tu, tatăl poate să spună în fața lui Dumnezeu că eu nu am mai greșit. Tu mi-ai schimbat viața mie. Și pentru ei am să lupt și am să merg, am să lupt. Am să fac lucruri care nu sunt deloc, nu e un efort, nu știu cât, ca să trăiești omenește. Este chiar foarte plăcut. Efortul a fost tranziția. Sigur că dacă să ajungi să conștientizezi, să ajungi să-ți asumi, să ajungi să vrei și să simți în interior. Pentru că dacă vă spun de activitatea care am făcut-o cu domnul Baciu, este aici, doamna comisar șef Nazare, care ne-a coordonat și am făcut-o pentru Crăciun, cu nașterea lui Domnul Iisus, deci începând de la biserică, unde am cântat, pregătirile, biserică, colindu în tot penitenciarul, am ajuns pe Zarcă. Și pe Zarcă acolo sunt deținuții care au suferit și au murit, preoți și așa mai departe, pe timpul comuniștilor, da? Și înainte să începem colinda, ne spune doamna comisar că, uite, la camera 281, unde și-a executat o mare parte din pedeapsă deținutul Gir, poet, eseist, da? Am cântat și a venit și aici Crăciunul să ne mângâie surghiunul. Domnule, cântam colinda aia și trăirile din tine ca om și gândurile și emoțiile care îți veneau din gândurile tale a avut un efect care, nu știu, nu pot să-l definesc. S-a ajuns la inimă. Da. Înainte de a pleca, ca să vedeți lucrurile, pentru că programele astea nu sunt făcute haotic așa, sunt făcute pentru a aduce un final, să aibă un final, iar cei care îl absorbe, îl percepe într-un fel pozitiv, dar oricum, nimeni nu se întoarce cu mâna goală dintr-o astfel de activitate. Și ce ne spune? Uitați aici jos pe scări, a căzut preotul Tudor Daniel și a murit. Și vă dați seama că noi acolo colindam. Și acel om a zis de Dumnezeu. Deci n-a bătut pe nimeni, n-a furat pe nimeni, n-a schinjuit pe nimeni. Deci aia a fost o activitate. V-a dat o altă percepție despre ceea ce și asta, a pățit, și asta mă face, cu alte destine. Să știți, și asta mă face să vă spun de un timp și un alt timp. Pentru că m-am dus în cameră, eu vă spun sincer, e pentru maxima siguranță, de asta spun, să permită un pic departamentului educațional să se implice mai mult. Pentru că înainte era de neatins chestia asta. Maxima siguranță, cei mai negri, cei mai urâți, cei mai nenorociți, cei mai. Și după cum se știe, în locul unde ar fi o problemă de sănătate mai mare, se implică medicul mai mult. Dar chiar zona aia era aruncată, dacă pot să spun așa, la cușul de gunoi. Și schimbările în secție și comportamentul deținuților și lucrurile cum au luat, dar totul pleacă de la mentalitate. Iar acea activitate, practic, pentru mine n-am să uit... Iud s-a îmbunătățit considerabil. Asta încercați să-mi spuneți față de cum l-ați găsit și cum e acum. Vreau să vă spun sincer, nu știu. Eu vă spun ce gândesc cu vorbele mele. Foarte mult. Am înțeles. Foarte mult. Și vă spun, s-a încheiat activitatea cu pomul de iarnă. Păi sunt copii acasă și discut despre pomul de iarnă. Pentru că eu am făcut cu fetița pomuri de iarnă până la 4 anișori. Și discut niște chestiuni și lucrurile astea nu te faci decât să conștientizezi și să regreți. Vedeți, dumneavoastră, i-am mințit că sunt la muncă. Sunt la muncă. Acum cât au fost mai mici, i-am păcălit. La un moment dat îmi spune, mă, tate, dar avem de toate. Ea nu mai e statul la muncă, că nu mai avem banii aia mulți care o să ne cumpiri tu hotel și ce mințeam eu, și vină acasă. Ce să le spun eu în momentul ăla? Deci v-am spus să mă biciuiau cu vorbile și m-a făcut să-mi doresc enorm de mult să merg pe linia asta. Poate va veni și ziua mea să ajung lângă ei. Ion Clămbaru n-a fost lăsat în pace în presă, în România, ca subiect. Așa.
Ultima dată s-a discutat despre averea noastră când a fost comparată cu sute de milioane de dolari care i-a rămas soției. Și cum au ajuns la concluzia asta? Păi, probabil că informațiile erau alimentate de autoritățile din Spania care susțineau că trimiteați bani prin, cu mașinile acasă în fiecare săptămână, ca să nu, ca să-i izolați, să-i ascundeți, să-i păstrați, că acei bani au ajuns în posesia soției, care este o femeie foarte bogată, și că dânsa din toamnă și-ar fi refăcut viața. Chiar inclusiv asta am văzut-o. Sau poate de mai mult, da, cu un bărbat numit bodyguardul lui Dumnezeu. Ați auzit despre asta? Am să răspund. Banii care spune că s-au trimis cu mașinile și... da? Atâta timp cât nu există să arate o probă în genul ăsta, rămâne, cum v-am spus, doar acel folclor care și înfloriturile lor care le fac. Și în privința ceea ce am făcut eu, care vă spun că n-am fost popă și am făcut greșeli, dar el îi pune peste, și în privința banilor la fel. Ca să spui de un om că a trimis bani cu mașina, mă, dar a găsit vreo mașină cu bani? Am trimis, ei spun că am trimis mașini. Una măcar a găsit-o? Sau unde am trimis-o? Unde este? Spune și de alții că au trimis mașinile de bani până în Elveția. Nuțu Cămătaru și el devenea o legendă a României. Și unde sunt banii lui Nuțu? I-a găsit vreo groapă cu bani, Nuțu, vreo mașină cu bani? În fine, ca să răspund scurt la asta. Iar referitor la ce a spus despre soția mea, nu dumneavoastră, ce scrie în, da, în presă, ea va rămâne mama copiilor mei până la capăt, am să o respect. Dacă lucrurile se întâmplă așa, sau o să ia drumul ăsta care dumneavoastră l-a citit în ziară, sau, da? Am să-i respect hotărârea ei, dorința ei, pentru că o pot înțelege, are o vârstă, drumul meu este foarte lung și să mai mă aștepte pe mine 10 ani, din care au mai trecut deja 8, ea hotărăște dacă face sau nu. Asta nu înseamnă că îmi doresc lucrul ăsta, dar nici nu înseamnă că o urăsc sau am să caut să mă răzbun în vreun fel sau nu. Rămâne mama copiilor, îi educă, îi dă la școală, copiii sunt foarte bine educați, rezultate la școală, deci eu sunt chiar foarte mulțumit. Că v-a crescut copiii într-o manieră. Și copiii și respectul și... dar dacă v-a hotărât să plece, o să plece, nu? Eu ce să fac? Ce pot păi, a plecat sau e nu pe plecat, de plecare? Nu a plecat, vine la vizită, mi-aduce copiii, dacă o fi plecat sau poate au pregătit, știți, ziarul știe ceva în plus și a pregătit-o. Azi noastră n-ați întrebat-o? Păi n-am întrebat-o pentru că nu concep așa ceva eu să întreb chestiuni de astea. Dacă se întâmplă, este hotărârea fiecăruia. Voi sunteți soț și soție. Suntem oameni civilizați, suntem oameni maturi, care eu pot... În alt timp, nu. Dacă mă aflam în altă poziție, în altă ieră, și se întâmpla o chestie de genul ăsta, lucrurile erau de la foarte grav în sus. Dar acum, nu. Nu pentru că, v-am spus, am făcut pași uriași. Am făcut pași uriași și am să-i țin până la capăt. Chiar dacă mă duc la loc de verdeață, că înainte de a ajunge acasă, plec cu gândul meu hotărât, cu mulțumirea în sufletul meu, că am vrut să fac acest lucru până la final. Vorbiți ca un om oarecum resemnat, oarecum împăcat, liniștit, dar sunt convinsă că pe lângă problemele pe care le-ați enumerat în acest interviu, au existat persoane, victime colaterale sau alte persoane de-a lungul vieții, aproape de dumneavoastră, pe care le-ați pierdut într-o circunstanță sau alta. Aici voiam să fac referire la fiul dumneavoastră din Mexic. Ce se întâmplă? L-am cunoscut, am văzut niște calități de ceea ce făceam noi acolo. Eu am plecat, am fugit, el a rămas și a făcut viața lui, a ales el ce trebuie să facă și cum trebuie să facă. Da, s-a bătut cu aia pe acolo,
teritoriile lor, străzile lor, și-a făcut filozofia lui de a face lucruri într-un fel sau altul. Era treaba lui, eram plecat deja de mulți ani, copiii născuți, predat, copiii acasă, deci nu mai aveam nicio legătură, sub nicio formă. Da? Nu știam absolut nimic. Când văd la televizor că pune o bombă în mașină ca să-l... Na, în scandalul lor, în reglarea lor de situație de acolo, explodează bomba la mână, își pierde deștele de la mână, cu tare, nu știu ce, și, vedeți noastră, a intrat într-un alt act, a intrat la actul terorismului, a intrat într-un alt registru. Eu eram arestat, văd la televizor și mi-l asociază imediat. Chem avocatul și spun, domnule, ce se întâmplă? Tot acest comisar care spune dumneavoastră s-a grăbit repede să iasă, știau că eu vreau să plec de acolo, știau că am făcut la articolul 112 la CEDO și am câștigat reintegrarea familiei, etc., etc., nu voiau sub nicio formă să accepte, și au mai săpat, au mai făcut investigațiile lor și au ajuns la concluzia că nu am nici o treabă. Asta nu înseamnă dacă l-am cunoscut în 2001, în 2015, 14, în 2014 noiembrie, să mă pună pe mine într-o legătură, să mă pună, adică, și fără, vedeți dumneavoastră, fără un număr de telefon, fără să-l sun, fără o legătură, fără o conexiune, de ce? Că l-ai văzut la ziua mea cu 14 ani în urmă. Da? A fugit pe-n țară, am auzit că a fost în Mexic, a făcut un stop cardiac acolo, m-a sunat avocatul, Juan, să-ți spun, Juan în spaniol înseamnă Ion, să-ți spun o veste, a murit Dorel. A făcut infarct, cu tare. Eu atât am avut de spus, Dumnezeu să-l ierte, a murit, asta a fost viața și atât. Restul nu am avut nici o altă implicare cu acest om. Dacă dumneavoastră mai aveți o întrebare, eu am să vreau să închei, dacă îmi permiteți, după aia dumneavoastră, după ce terminați, câteva cuvinte vreau să spun. Sigur, sigur. Dacă o să-mi permiteți, chiar dacă mă gândeam să adăugați ceva la final, dacă doriți. Da? Se vorbește foarte mult despre un vechi sistem corupt de justiție, cel puțin în România. Dumneavoastră ați fost condamnat în lipsă. Cu siguranță n-ați fost favorizat în vreun fel, dacă e să o luăm așa. Dar în România, în Franța, în Italia, în Bulgaria, Portugalia, acestea sunt țările care au fost atribuite lui Ion Clămparu și a clanului. Extins folclor, mă gândesc că exista un sistem corupt și acolo, inclusiv de la graniță, la poliția de acolo locală. Și se pune întrebarea dacă a fost nevoie să mituiți vreodată vreun judecător, vreun procuror? Nu a fost nevoie să mituiesc pe nimeni. Chestiunile de cartier cu polițaiul care merge pe în Spania cu mașina pe carateră și merge la club mă scuzați de cum că mă exprim așa, la Gagici, da? E o chestiune chiar de prietenie, mă antrenam pe la o sală de sport și am cunoscut, dar sub nicio formă de mituire de judecători, ce spuneți dumneavoastră, nici vorbă. Iar referitor la țara noastră, pot să spun că cultura noastră de a trata un subiect, de a trata o chestiune atât de importantă cum e justiția, se transformă în populism, se transformă în campanie electorală, se transformă în lucruri atât de nocive pentru a le pune în ordine, pentru a le da cursul lor firesc, încât nici nu mai știi ce înseamnă unul și ce înseamnă altul. În țară nu am avut contact cu niciun judecător, cu niciun procuror, cu niciun fel de funcționar public pe care să-l mituiesc eu în vreun fel sau... Nu. Sau să li se ceară mituie. Niciodată. Am trecut peste graniță, am plecat, v-am spus, fără nimic, am ajuns cu tare, restul e istorie. Chestiunea cu... Ți-a spus dumneavoastră despre justiția noastră, despre... Lucrurile sunt dezbătute. Vedeți dumneavoastră, vă uitați la un post, vedeți un lucru, vă uitați la alt post, vedeți alt lucru despre aceiași oameni.
Pentru că astea sunt chestii de interes național. Și atunci am trebuit să pună toți de acord, bă, dacă e negru, tu spui că e alb, care e interesul tău să spui că e alb? De astea sunt chestiuni care suntem, avem 11 ani în Comunitatea Europeană. Trebuie lucrurile și o să pună în rândul lor și în matca lor fiecare. Așa că ce mă privește pe mine, că s-a spus că am mituit, că am făcut și vreau să fac o mică precizare. Domnul Botoș a ieșit la Realitatea TV, l-a întrebat domnul Dumitrescu, care dumneavoastră a spus că colaborați, și a spus așa, într-adevăr, a fost, domnule, nici n-am auzit de chestia asta. Deci dacă mi-ar fi făcut, aș fi avut cea mai mică informație, îi deschideam un dosar. Pe loc. Păi e vorba de Procurorul General. Dar când iei o informație din Cancan, care respect ziarul, da, din lumea mondenă, din Waubis și așa mai departe, și o pui atât de pe capul unui om, a fost o chestie cu direcție, cu țintă. Pune chestiunea asta, că e Procurorul General, și când el va ajunge în Spania, pentru că, vedeți dumneavoastră, pașii știe cum vin. Și au știut că atunci se vor folosi de acea știre în ziar. Resurse. Fotografiată cu tot, îmi spune cineva, zice că dă-l în judecată. Pentru ce să dau în judecată? Când îi spun așa de președinte de stat, de oricine spune, îl face în tot felul. Mă duc eu să dau în judecată pe el că m-a pus pe mine într-o poză. Păi ce, sunt în prima poză pus. Iar despre situația de față, de ce vreau și îmi doresc să continui activitățile și să mă implic cât de mult se poate în lupta asta pentru a conștientiza cât mai mult, pentru a regreta cu adevărat niște chestii și a mă împăca cu sufletul meu, indiferent de ce fel de activitate, că e activitate psihologică, că e religioasă, că e acum avem cu corul pentru Paște din nou, pregătire și o să mergem să facem un spectacol sau o prezentare, cum se cheamă. Chestiunile astea mă ajută enorm și încă o dată, dacă închid acum, să-mi cer iertare și scuze celor care au suferit din cauza mea, vorbesc de persoanele care au suferit și, în a doua parte, familiei mele. Pentru că o mamă care a crescut 5 copii să-mi spună la telefon, înainte să mor, dorința mea este să vii să mă ții de mână. Păi, m-a crescut și, vedeți dumneavoastră, până în ultima clipă de viață, tot durere, că sunt singura oaie neagră. Deci, din familie, deci, durere i-am dat și dau, nu-și dorește femeia asta altceva, după ce ne-a crescut pe toți, decât să o mai țin și eu de mână să mă vadă liber. Copiii care suferă, soția și... Da? Deci am făcut atâta durere și atâta chestie, cum să spun, un comportament care câteodată nu mă înțeleg pe mine. Dar arunc totul într-o fază de cum eram până la urmă. Că dacă nu ți-asumi că erai în felul ăla și atât de afectate și de degradate erau simțurile tale ca om, nu poți să vezi partea asta la alta. Pentru că n-ai cu ce să compari. Și când compari o viață, chiar dacă e în penitenciar, gândește altfel, în cameră. Eu când mă uit, activitatea asta a făcut, de asta vă spun, nu credeam. Eu am plecat la sfârșitul octombrie la spital la Poarta Albă, m-am întors în noiembrie și în 4 luni de zile să ajung să gândesc așa. Deci eu nu mai gândesc voi, noi. Cândva gândeam așa. Deci, v-am spus, sunt niște chestii care cine spune că nu există reeducare în penitenciar, nu știe despre ce vorbește. Dar pentru lucrul ăsta trebuie să participi la niște activități. Pentru că am făcut 10 ani și ceva, cum v-am zis. Și mă repet, am intrat într-un fel, am omorât un om, da? Și am ieșit, e un cuvânt greu care îl spun, sălbatic. Sălbatic.